CSM Mușcel Câmpulung a continuat seria victorilor în faza 1 a campionatului național de volei cadete, competiție ce s-a desfășurat de vineri și până duminică la Râmnicu Sărat. Favorite ale întrecerii, mușcelencele au trecut la turneul 2 cu același scor, 3-0, de CSS Târgoviște, CSM Râmnicu Sărat și Axiopolis Cernavodă. Despre competiție ne-a vorbit antrenorul principal Adrian Mihailă. Da, weekendul trecut s-a desfășurat la Râmnicu Sărat turneul 2 din cadrul campionatului național U17. Echipa noastră a avut un parcurs bun, obținând toate punctele puse în joc la acest turneu. Am avut trei jocuri bune. În primul joc cu CSS Târgoviște a fost o luptă deosebită între noi și adversarele noastre, deoarece a fost un joc care, spun eu, au hotărât în mare măsură ocupanta locului întâi la sfârșitul acestei prime faze a campionatului. Au urmat două jocuri la îndemâna noastră, cel cu Râmnicu Sărat și un joc bun prestat de CS Mușcel în ultima zi cu CS Axiopolis Cernavodă. 3-0, da? Da, 3-0. Suntem în grafic, ca să spun așa. Ne continuăm parcursul spre turneul semifinal. Ocupând locul 1 la această primă fază, cred eu că avem un parcurs mai, nu neapărat mai ușor, dar mai liniștit în faza a doua, acea semifinală. Ați mai avut probleme cu desemnătatea fetelor? Sigur, în continuare avem o fată accidentată, urmează să aflăm starea ei astăzi, starea ei precisă de sănătate. Răcelile încă ne dau târcoale, dar am reușit să trecem peste acest turneu important. Înaintea următorului turneu mai organizați jocuri amicale? Sigur, chiar în această zi, chiar astăzi am stabilit două jocuri pentru următoarea perioadă. Sperăm să și concretizeze. Ambele jocuri vor fi cu echipe bune, echipe clasate pe locurile întâi în grupele lor. La o asemenea diferență, este clar că toată echipa a mers foarte bine, dar vreo jucătoare, două, care s-au evidențiat în mod special? După cum știți, noi avem o echipă foarte bună. Avem și jucătoare foarte bune, dar jocul nostru de echipă, eu zic că acesta ne duce în postura de lideri a acestei grupe. Ce le-a spus jucătoarelor în cele trei seturi cu CSS Târgoviște, ținând cont că ați fost conduși și cu 6 puncte? Ce a întindat balanța? Experiența, calitatea sau decizia de momentul nostru? Eu zic că balanța a înclinat-o dorința lor de victorie. Am fost surprinși în prima fază de atitudinea bună și de luptătoare a contracandidatelor noastre de la Târgoviște, dar în finalul seturilor, chiar dacă am fost conduși până acolo, experiența fetelor noastre și dorința de a câștiga și-a spus cuvântul. După două turnee disputate, unul la Buzău și acesta la Râmnicu Sărat, CSM Mușcel Câmpulung este pe primul loc în Seria B. 6 meciuri, 6 victorii, toate cu 3-0, un total de 18 puncte acumulate. În tabăra băieților, CSS Dinicu Golescu Câmpulung a jucat meciurile turneului 2 în deplasare la Ploiești, acolo unde a cedat rând pe rând scor 0-3 în partidele cu Colegiul Național Mihai Viteazu Ploiești, Nicolae Titulescu din Craiova și X4 Volei București. După două turnee disputate, mușcelenii sunt pe ultimul loc în Seria D cu numai 3 puncte.